Bună seara, prieteni! Am revenit, prieteni! Prieteni, ce vreau să zic că nu am făcut nimic la mișto cu liftul, cu nimic, cu pompierii, că nu puteam să evităm așa ceva, Doamne ferește. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totuși au venit pompierii și au desfăcut ușa repede și nu s-a întâmplat mai rău să stea mai mult în lift, Alin blocat cu bulibașa, cum îi zicem noi. Pentru că bulibașa are probleme, prieteni, cu inima. Și aveți și repede de acolo. Și nu facem nimic, nu inventăm, nu mințim și sunt multe comentarii care zice că eu sunt mincinoasă, că eu... Ce să vă spun? Să vă mint că patroana cu Leo sunt la pușcărie? Doamne ferice, păi de noi ce făceam? Eu stăteam aici așa și râdeam și făceam. Păi chiar așa, prieteni. Când eu vă spun adevărul, că a fost procesul, a fost și azi, am fost la tribunal la ora 10, m-am prezentat cu Alin. Iar încep să vă dau detalii. Dar tot nu mă credeți. A fost procesul. Le-a dat un termen iar până luni. Ce să vă mai zic de atât dacă ei nu mai filmează și stau acasă? Stau acasă, sunt bolnav, le e rău, s-au simțit rău și nu le-a mai ars de filmat. Au zis doar să fie bine. Ați văzut când sunt, când suntem așa răciți, ne doare ceva, zicem, Doamne, nu mai îmi trebuie nimic, doar să fiu bine. Și mai ales și cu procesul pe cap și cu asta ce au acum. Vă dați seama cum sunt. Nu că nu le pun, că le pun parte acum, n-am nimic. Nu le pun parte. Dar vreau să vă spun adevărul. Am spus adevărul tot timpul, prieteni. Tot timpul am spus numai adevărul. Nu v-am mințit cu nimic. Sunt multe comentarii care spun că eu mint, că eu așa, că îmi pierd din fani, că mint, că sunt mincinoasă. Păi de ce nu vedeți întâi să verificați, întâi apoi să dați comentarii? Că nu-i frumos așa, să mă faceți mincinoasă în halul ăsta. N-am mințit nimic, v-am spus, am fost la tribunal, am umblat cu Alin în continuare, n-am lăsat pe Alin singur. Am umblat la avocați, și cu Bulibașa, și cu Marița, am umblat împreună. Ce credeți? Că eu am plecat de drag de acasă. De ce am plecat? Ca să mă plimb pe și vinura și așa pe străzi. Și ați văzut ce am pățit cu liftul și cu hotelul ăla care am închiriat acolo, apartamentul ăla, cum erau paturile, era dormitor, era living, cu canapea și nu aveam loc. Și era un pat, am nimerit într-o cameră mică cu patru supraetajate, cum era Paris. Și nici n-am dormit în patul ăla, prieteni. Am dormit cu Marița și cu Bill în cameră și am pus saltinele și am dormit jos. Cum credeți că facem așa ceva, inventăm și ne distrăm și facem din plăcere, plecăm de acasă? Păi eu mi-am lăsat casa, patul meu și mai bine îmi convine să stau pe aici și plătim bani pe fiecare noapte la hotel. Păi știți cât bani să duc la camere și umblată și motorină în mașină și mâncare și toate alea? Credeți că sunt din plăcere așa ca să ne plimbăm, ca să ne treacă timpul? Păi nu stăteam acasă să-mi fac treburile. O să merg mâine, prieteni, acasă, mâine, după masă, merg acasă. Dar nu puteam să las nici pe Alina acum, dacă ei n-au putut să mai vină să rezolvă problema lor. Tot pe capul lui Alin era. Ursul nu poate să plece, stă acasă cu ei, are grijă să le aducă de la farmacie ce le trebuie, mâncare. Vă dați seama că trebuie cineva să le aducă mâncare, să le dea mâncare în cameră, că sunt izolați. Că n-au vrut să mai filmeze, n-au vrut, că nu mai vor să mai filmeze. N-au vrut că au problemă și cu procesul, și cu gripa ce au acolo. Nu minte nimeni, prieteni, nu v-am mințit niciodată, am spus adevărul. Am căzut așa pentru că v-am spus tot timpul adevărul și v-am dat detalii tot timpul și de aia. Păi credeți că mint că sunt la arest? Doamne, ferește! Păi a venit și cu nata mea de la Strehaia, de azi dimineață la tribunal. Ei sunt acasă. Nu știm acum ce-o fi luni. Suntem foarte speriați. Nu ce-o fi, ce-o da, nu știm. Ce-o fi, cum o fi, dacă poate să mai dea un termen. Asta nu știu. Doar Dumnezeu de sus și e prieten. Nu că am venit eu de acasă să fac treburile cu mașina, că nu mai îmi pasă de mașina. Mașina am lăsat-o acolo și gata, asta e. Nu avem nimic de pe mințit. Și oricum, vă mulțumim, prieteni, pentru susținere, pentru tot, dar nu mai trebuie să ne condamnați înainte de a ști mai multe detalii. Să vă dați cu părerile altfel. Și cu copilul, mai ales că am luat copilul. Am luat și eu copilul, am zis că stau puțin cu el, ca să vină și el, că stăm o zi. Și am luat copilul cu mine. Cu ce? Că mie îmi pare rău că l-am luat și el vrea, a vrut acasă, că n-am știut că stăm atât de mult. Am stat, prieteni, mult, nu luasem haine nici la copil, multe îi luasem doar cu ce veni cu hainele pe el și un singur schimb. Un training și o pereche de bluși care era pe el și două, trei tricouri. I-am luat tricouri, azi am spălat acum niște haine, dar degeaba că n-am unde să le usuc, le-am spălat la ghivet la mână.
Dar oricum plecăm, nu mai stăm, o să, mâine este, e vineri, o să plecăm acasă. Și vedem care e treaba, cum facem, să venim luni, iar, cu cine vine, nu știm acum cum o fi. Nu e ușor să stăm așa pe stradă, să cheltuim bani așa, iurea, nu să ne facem treburile cu banii, credeți că dacă nu ne place. Nu să ne facem treburile cu banii, să ne luăm lemne, să ne facem condițiile care trebuie acasă. Nu am putut acasă să-mi iau nici moluzul din curte, ați văzut cum e. Mie nu-mi plăcea să-mi fac treburile, să stau liniștit acasă, să-mi facem. E bătaie de cap, e zăpăceală să umbli cu mașina, orașul ăsta aglomerat, e zăpăceală aici și copilul de aia zăpăcit așa. Și a și răcit un pic, i-am luat siropul, i-am luat vitamina C. S-a întâmplat asta, s-a întâmplat acum. Ce să fac, nu pot să mă duc să mă omor, că am luat copilul de acasă și a ieșit la școală. Atât de grave este? Nu știu. Nu trebuia să-l iau și eu m-am căit, m-am blestemat că nu trebuia să iau copilul să chinui. Asta am zis, că nu trebuia. Dar cu dacă l-am luat, ce să fac? Și mai bine îmi convine mie acasă. Făceam treburile, găteam, făceam filmare. Am filmat și eu ce am putut aici. Am filmat și eu pe unde am umblat, pe unde am mâncat și noi. V-am arătat, v-am dat toate detaliile, că am fost la proces, că s-a amânat, că le-a dat un termen. Le-a mai dat un termen până luni. Ce să mai zic? Vedem. Nu putem să facem noi o filmare, n-are cum, vrea Alin să facă un live, să facă, să intră patroana sau Leo ca să poată să vă arată că ei sunt în casă, stau izolați. Dar am zis, nu mai. Trebuie să-i obligăm noi acum ca să intre și ei în direct ca să vedeți. Dacă ei nu vor. Da, și Leo putea să filmeze în camera măcar, un filmuleț și putea să-l posteze, da. Nu vrut. Nu, vă dați seama că e supărat. Și Doamne, ferească Dumnezeu nimeni să nu aibă probleme de genul ăsta. Vă dați seama că e cel mai rău. Stresul ăsta. Cu tribunalul și griji și toate alea. Nu e așa ușor. Să fim liniștiți, să nu avem probleme, să stăm acasă, să mâncăm orice. Am mai zis așa și când aveam și eu procesul, tot la fel. Că nu-i bine să fie probleme de ăștia. Ferească Dumnezeu pe toată lumea. Și să ne ferească Dumnezeu și de COVID-ul ăsta care e. Ai zis COVID așa că ne-am obișnuit cu ăla primul. Să ne ferească Dumnezeu, prieteni, și pe voi. Să vă dea Dumnezeu sănătate și nouă. Și sănătatea contează cel mai mult. Că dacă avem sănătate, trecem peste orice. E mai grav dacă ne îmbolnăvim, Doamne ferește. Și avocatul care este, avocatul lor care are gripa asta, delta, cum îi se zice, e terminat. Nu este minciună, nu putem să inventăm așa ceva. Și mai revin o dată, la lift, nu putem să inventăm așa ceva, niciun caz. Alina coboră cu Bulibașa jos, eu am rămas sus cu Mihaela și cu copiii. S-a dus jos, Alin, să parcheze mașina mai bine, pentru că a lăsat un număr de telefon acolo să-l sune dacă o deranjează pe cineva, că nu prea erau locuri. L-au sunat, s-a dus să parcheze mașina mai bine. Bulibașa a coborât cu Marița, tot la fel, să-și ia medicamentele din mașină. Am stat, am văzut că nu mai vin. Nu am sunat, am zis că na, o fi și ei jos, s-a dus la o cafea cu Atina. La urmă, Alin n-avea nici credit pe telefon și m-a sunat de la Bulibașa. Cum văd numărul, n-am răspuns. Prima dată n-am răspuns, că nu cunoșteam numărul. Dar după aceea, ce număr e ăsta? Am sunat înapoi. Și a răspuns Alin. A, vină în lift, că suntem în... Vină aici la scară, coboară la etajul 5, că liftul și așa nu urca la 6. Doar până la 5. Și trebuia să mai facem un etaj. Că suntem blocați aici o jumătate de oră. Doamne ferește, disperați, am alergat pe scări în jos cu copiii desculți. Am sunat la 112, au sunat și ei. Nu puteam să inventăm așa ceva, asta a venit așa, din o întâmplare așa, fără să știm nimic, nu e ceva inventat, nu e nimic organizat, cum facem filmările, asta cine vine nou. Acum că am vrut să filmez, am vrut să vă filmez, să vă vorbesc. Nu fac niciun plan, nu facem nimic dinainte, nimic absolut, nimic organizat. Totul ce vine așa. Nu facem repetiții, să vorbesc, să spun ceva, ce vine mie să vă spun. Și cui convine să se uită, să ascultă ce spun. Pentru că
Prieteni, nu avem nimic de ascuns. Nu prea stă telefonul, prieteni, că mă filmez singură și am pus telefonul așa răzmat cu... Avem un trepied de unde l-am lăsat în mașină, mașina e în parcare și nu mai colbo să le-am. Alin s-a pus și el puțin în pas să doarmă. Umblă și Alin, umblă toată ziua. La avocat, să fac fapte, să fac ore. Vă dau seama. Nu credeți că noi facem doar filmări, registrăm și doar din filmări, gata, din filmări trăim. Prieteni, trebuie să mai facă și altceva, ca să pot să ne întreținem. Nu e așa. Dar oricum, vă mulțumesc mult de tot, dar am vrut să vă vorbesc și eu că nu mai puteam să minciunoasă și vin acasă. Când eu spun adevărul, să zică cineva că eu mint. Să vă spun adevărul, vă spun adevărul tot timpul. Erau la pușcărie, aveau acolo un, cum v-ați zis în comentarii, ca un mandat de ăla, 30 de zile preventiv, da. Și nu spuneam, de ce nu spuneam, de ce? Păi deja voi știți tot adevărul, de ce mai ascundem asta? De ce? Spuneam tot, care-i treaba? Nu ne necăjeam și noi un pic, deloc nimic, râdeam așa, văzut că râdem, mai facem lume. Chiar așa eram nepăsători. Ei erau la arest și nu ne păsa. Da. Vine de acolo. Prieteni, nu e așa. Nu e așa. Ferească Dumnezeu. Nu s-a întâmplat așa ceva. Și am glumit cu patul acela supraiect așa cum este la arest. Doamne, ferește. Toți fugeau de patul ăla să nu stea în el. Am făcut TikTok-uri. Dar nu am dormit în el. Pe când mă puneam să dorm în el... Ferească Dumnezeu, ziceam că gata, bagajele lângă mine, janta, plasele, gata. Deja mă simțeam că sunt ca la pușcărie. Da. Am luat saltirele din el și ne-am pus în cameră jos. Nu puteam să dorm acolo. Nici ales. Doamne, zice, ce să dormim în pușcărie asta? Era cameruța mică, de la bucătărie, o cameruță mai micuță, nu știu câți metri avea. Dar era foarte mică, doar patul și un pic. Exact cum este la rest. O cameruță mică și tot. Și bagajele lângă patul ăla. Chiar că era ceva de speriat cu patul ăla. A zis să nu mai facem, că nu-i bine, dar să stăm în el, că tragem apa cu arestul, cu alea, cu patul. Doamne, cum sunt obiceiurile noi, să nu facem așa, că nu-i bine. Nu am venit, așa cum zic prietene, că am venit de mașină să-mi rezolv treburile. Păi dacă veneam pentru mașină, îmi rezolvam treburile într-o zi, mă duceam și plecam acasă. Păi și Alin cu cine umbla? Singur așa. Păi s-a trezit dimineața la tribunal. A fost când a fost procesul și la ora 10 când a început. Trebuia să ne trezim de la 7. A fost și la 12. Și trebuie să-l trezesc, trebuie să fiu lângă el, să-l las singur. S-a întâmplat că am luat copilul, am luat, mai spun încă o dată, e a treia oară când repet. L-am luat că na, n-a știut unii cel că s-a întâmplat așa, că e oboseală, că e greu, că întârzi, am crezut că stăm, vedem și mergem cu Alin împreună acasă, să mai mergem cu trenul tot așa. Dacă s-a întâmplat să rămânem și la terminul ăsta, pentru că era azi, ce era să facem? S-a întâmplat, prieteni, mă scuzați dacă am greșit cu ceva. Și nu am mințit nimic. Eu sunt sigură, 100% n-am mințit nimic. V-am spus numai adevărul. Nu v-am mințit. Asta e, prieten. Și vă mulțumesc mult de tot. Mult din suflet. Și vă doresc o seară plăcută. Pa, pa!